Ciprian Popescu Tăriceanu s-a dezlămbuit la adresa Comisiei Europene, atacuri fără precedent, afectează independența justiției. Eful senatului, Ciprian Popescu Tăriceanu, s-a dezlămbuit pur sublinierei simplu la adresa celor din Comisia Europeană. Al doilea om în stat s-a enervat atunci când a fost întrebat despre presupusa scrisoare a oficialilor europeni din 2012. Acest subliniere tia s-ar fi interesat de soarta dosarelor de mare corupție din cara noastră. Tăriceanu a felicitat-o pe Viorica Dăncil pentru poziția luat de către guvern în acest scandal. Am felicitat-o pentru scrisoarea trimis Comisiei Europene. Unii dintre funcționarii de la Bruxelles îl subliniere îi permit foarte multe. Au un rol de tătic sublinierei de tutore asupra percii române. Acest demers reprezintă o ingerință nepermis care afectează independența justiției. Induc o presiune asupra magistraților care afectează independența justiției, a tunat Tăriceanu.